Cea mai valoroasă companie din România, Renault Group, a venit la Universitatea din Pitești să le prezinte oportunități de angajare studenților de la specializarea filologie. Renault caută persoane cu spirit de inovație, pasionați de industria auto pentru activitățile de cercetare, dezvoltare și servicii de business. Grupul Renault face o prezentare despre câteva meserii interesante, frumoase pentru absolvenții acestei facultăți. Avem și joburi, avem și stagii la noi în companie. Două colege vor face prezentări despre GBS și despre Global Business Services și despre direcția logistică, piese și accesorii, unde avem foarte multe posturi libere și pe care dorim să le ocupăm cu tinere de la Facultatea de Litere din Pitești. Mă asigur că sunt foarte mulți absolvenți de filologie care lucrează în grup. Am răspuns indirect de ce sunt aici. A doua componentă a răspunsului meu vizează o poziție strategică pe care o am de când mă aflu în spațiul acesta, spațiul mentalitar și profesional. Sunt dominante personajele feminine și ele, în esență, sunt drăguțe, sociabile, șapte să facă în 2023 ceea ce pe timpul era privilegiu sau apanajul exclusiv al bărbatului. Astfel și absolvenții de litere pot deveni angajați ai grupului francez. Colaborarea dintre Universitatea din Pitești și grupul Renault Dacia se dezvoltă pe un istoric bogat.